Aș începe cu o întrebare. Avem Bibliile noastre acasă? Are cineva nevoie de o Biblie? Avem Biblii toți acasă? Da? Bun. Trăim într-o lume în care se pierde din ce în ce încrederea în oameni, în ce spun oamenii, în ce citim. Așa este. Citeam de curând, doar câteva zile în urmă, și mă gândeam ce încredere să mai ai. Citeam despre NASA, că a amintit că în decembrie vor fi 4 sau 6 zile de întuneric și după 2 sau 3 zile a spus că nu e adevărat, că ei n-au spus lucrul acesta. Și așa omul își pierde încrederea. În om își pierde încrederea în ce citim, spunem, oare să fie adevărat? Oare cine a scris această carte este adevărată? Referitor la Biblie, cred că am citit cu toții măcar un verset. Ce ziceți? Am citit măcar un verset din Biblie. Ne-am pus întrebarea că versetul acesta este adevărat sau nu? Dumnezeu, o să vedem că a lăsat acest cuvânt scris în casele noastre, nu oricum, ci ca să avem încredere și să ne descopere ceva foarte important. Biblia, Sfânta Scriptură, este ca o scrisoare de dragoste, chiar scrisoarea de dragoste lăsată omenirii. De ce am numit așa? Fiindcă de la început până la final există așa ca un fir roșu trasat prin toată Biblia, și anume un fir roșu pe care scrie dragoste, iubire. Și Dumnezeu a lăsat aceste cuvinte la îndemâna noastră ca să ne descopere iubire. Citeam despre un copilaș care era la orfelinat și se gândea el ce să facă. Și într-o zi a scris pe un bilețel: te iubesc. Te iubesc pentru oricine, jos. Și s-a semnat. Și vântul spune că l-a luat, a luat bilețelul, el l-a pus undeva și vântul l-a luat și s-a dus bilețelul și l-a găsit o persoană cu semnătura lui, cu această declarație. Dumnezeu a lăsat aceste cuvinte pentru mine și pentru dumneavoastră, fiindcă ne iubește. Și s-a și semnat Iisus Hristos. Aș dori ca să începem primul curs și pentru cei care o să vină noi, data viitoare o să vedem cum o să facem, poate puțin o să reluăm. Primul curs, am pus eu titlul Biblia, adevăr sau minciună? Să răspundem simplu. Este adevărată Biblia sau nu? Este. Mă bucur că lucrez și discutăm doar toți fiind de aceeași părere. Atunci o să mergem rapid. Să vedem de ce este adevărată. Aceasta este cea mai mare minune care am notat aici câteva gânduri. Cea mai mare minune care atestă că Biblia este adevărată. Mă gândeam dacă un automobil ar fi făcut pe o perioadă de 1500 de ani de vreo 40 de muncitori din diferite țări, diferite limbi, civilizație, și atunci după 1000 și ceva de ani să se asambleze, deci fiecare să facă câte o piesă, unul să facă motorul, unul să facă un șurub și să se potrivească chiar acolo șurubul acela, și fără să discute unul cu altul, și unii poate n-au terminat facultatea, unii poate au fost, ce știu eu,
au dat cu mătura sau au fost casnici și după această perioadă să se asambleze și să pornească mașina și să meargă. S-ar putea așa ceva? Biblia, cu Biblia așa s-a întâmplat. Este cuprinsă din 66 de cărți. Le-am învățat pe de rost când eram mai mic și mi-a prins bine și acum. Atunci când caut un verset și când citesc, foarte repede merg direct acolo. De 60 de cărți, scrisă de 40 de autori, aceste 60 de cărți, de pe 3 continente, Africa, Asia și Europa, în 3 limbi, greacă, aramaică și ebraică, într-o perioadă, așa cum am amintit, 1500 de ani, și în multe cazuri oamenii nu s-au întâlnit. Oare nu este o minune? Cum se poate așa ceva? Unul să scrie o parte a Bibliei, unul să scrie altă parte și atunci când le unești pe toate, să fie un întreg și firul roșu să continue, adică dragoste, iubire, iubirea Domnului Hristos. Cum se poate? Cum se poate? Că spunem că este Biblia adevărată. Cum se poate? Cine vrea să citească? Cine dorește? Cine mă ajută? Cine vede? Mulțumesc! Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și următorul text... Mulțumesc. Deci cum s-a putut această unitate să se unească autorii să scrie același lucru? Și de ce este Biblia adevărată? Fiindcă Dumnezeu a vorbit prin oameni. Să vedem de ce este Biblia adevărată. Încă două teste. Testul profeției conține Biblia peste 300 de profeții referitoare la venirea Domnului Hristos atunci când credem că Domnul Hristos a venit pe pământ, nu? Credem. Mergem de Crăciun și de Paște, ținem sărbătorile. Deci, Biblia conține că se naște în Betleem, că se naște din fecioară, că va fi trădat, că va fi vândut pe 30 de arginți, că va fi îngropat într-un mormânt a unui om bogat, că va învia a treia zi. Deci aceste profeții, v-am lăsat, sunt detalii mai multe în curs, și o să vedeți din Vechiul Testament, profeția din Vechiul Testament, cum s-a împlinit în Noul Testament. Acolo sunt mult mai multe. Și vedem cum Biblia este adevărată și este demnă de pus în loc de cinste. De aceea este numită și Cartea Cărților. Și ceea ce este de amintit că este cea mai vândută carte. Chiar am fost zilele acestea să procur câteva. Deci am sunat prin România, doar două am luat acolo, că pe viitor o să ne trebuiască să mai citim aici cât un verset. Să citiți dumneavoastră după un verset și am vrut să iau mai multe pentru curs, dar nu am găsit. Doar două. Deocamdată e criză de Biblie. De aceea se vede că este prea vândută. Testul arheologiei. Am găsit o declarație acest arheolog american din părinții evrei din Germania, Nelson, care a declarat, se poate afirma categoric că nicio descoperire arheologică nu a contrazis vreodată o referință a Bibliei. Și am și un exemplu, cine mă ajută? Referitor la egipteni. Poftim. Arheologii au descoperit o serie de dovezi care atestă la Biblia, unul sunt
Mulțumesc. Știm această experiență a poporului evreu când pleacă din Egipt, când Domnul îi scoate cu braț puternic, spune Biblia, dintre egipteni, și pleacă egiptenii după ei ca să-i omoare, și acolo este marea minune când Dumnezeu îi scapă la Marea Roșie. Se despică apa, ei trec și egiptenii rămân în apă, fiindcă apa se închide. Și de aceea se spune că faraonul acela nu are piramidă, mormânt. Nu este acolo. Câteva declarații biblice care sunt confirmate de știință. Când s-a descoperit prima declarație? Încoace, aproape de noi. Și Iov, care a scris, este printre primele cărți scrise din Biblie, ca dată, spune că el întinde miază noaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Și Isaia spune, el stă deasupra cercului pământului. Și iar Iov spune, când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât măsura apelor. Deci, știința a venit după Dumnezeu. Ceea ce înțelegem că ce stă scris în Biblie este adevărat. Că Dumnezeu a spus înainte de a descoperi omul. Să vedem puțin cum și-a dovedit Iisus încrederea în Scripturi. Aici în Matei este vorba atunci când a fost ispitit de către Satan. Cine vrea să citească? Ce a spus Domnul Hristos? Mulțumesc. Este scris, a zis Domnul Hristos. Deci tot la Scripturi trecea. Este scris în Scripturi. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Trebuie să termin în două minute. Și Ioan 17:17. Cuvântul tău este adevărul. Domnul Hristos spunea despre cuvânt că este adevărul. Mergem mai departe să vedem ce avantaje are persoana care acceptă Biblia ca fiind cuvânt inspirat de Dumnezeu. V-am trecut acolo trei avantaje, să completați dacă doriți pe curs. Nu pentru mine, pentru dumneavoastră. Ce avantaje are persoana care acceptă Biblia ca fiind inspirată și o citește și o studiază, o cercetează? Să spunem trei. Trei acum, de la trei persoane. Ce avantaje? Domnul Chiș, ce avantaj aveți atunci când citiți Biblia? Avantaje multe sunt. Unu. Mă îmbogățesc spiritual. Mulțumesc. Altcineva? Ce se întâmplă atunci când citim măcar un verset pe zi? Mulțumesc, da. Cam sunt asemănătoare răspunsurile. Încă cineva? Mulțumesc. Ce ziceți? Bețivul, fumătorul, atunci când citește Biblia, are vreun avantaj? Povestea un prieten că nu de mult, de vreun an și ceva, a început să citească Biblia și i s-a schimbat viața. Și soția a zis că cum adică, ce vrei să faci? Doar n-ai de gând să te pocăiești și tu, ce tot ai cu Biblia aia? Las-o încolo, n-ai citit-o până acum. Și am spus soției așa, zic, s-a făcut mai bun? Da, păi da, cum să nu? E altfel ca înainte. Păi și atunci? Ce treabă ai? Dacă te bătea sau era mai rău, era o problemă. Dar dacă te face mai bun, te face mai blând, mai iubitor, îți dă dragoste, înveți de la Domnul Hristos, ce te face
să spui că nu e bine că citește Biblia. Deci avem multe avantaje. Mai ales, aceste trei întrebări pe mine m-au frământat și am găsit răspuns. În Biblie se găsesc multe răspunsuri la întrebări. Cred că și pe dumneavoastră. Cred că v-ați pus întrebarea aceasta. De unde vin? Încotro merg? Și de ce sunt aici? De ce m-am născut pe planeta Pământ? De ce m-am născut în Făgăraș? Eu nu, în Ploiești. De ce Dumnezeu ne-a creat? Și încotro merg? Unde mergem? Încotro ne ducem? Care-i sfârșitul? Spunea cineva, un prieten, că discuta cu un om și zice, lasă-mă cu toată teoria aceasta. Dar prietenul acesta îl întreabă, bun, dar ce vei face în viață? Păi, acum am de făcut casă și pe urmă să duc copiii la casa lor și pe urmă să mai cumpăr ceva, pe urmă să ies la pensie și pe urmă mor. Și pe urmă o să ținem un curs mai târziu și de referitor la întrebarea asta. Și la prima și la a doua, dar în special și la a treia. Încotro mergem? Dumnezeu ne dă răspunsuri prin Sfânta Scriptură. Acesta este versetul meu preferat și cred că este și versetul dumneavoastră. Și acesta este firul roșu al întregii Scripturi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta este versetul făgăduință care cred că se va întâmpla în curând. Eu cred lucrul acesta. Spune și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine și acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și un ultim gând. Spunea Domnul Hristos, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele, adică ce am scris în Biblie, prin mâna unor autori, unor oameni de rând și unor oameni mai înțelepți, medici și alții, aceste cuvinte nu vor trece. Adică nu vor trece neîmplinite. Deci, tot ce s-a profetizat din Biblie, scris în Biblie, până acum s-a întâmplat. Mai sunt doar câteva lucruri care le vom discuta și pe acestea, care trebuie să se mai întâmple spre finalul acestui pământ. Doresc ca aceste câteva gânduri să ne facă să avem încredere mai multă în Sfânta Scriptură și vă îndemn ca să citiți măcar un verset pe zi și ceea ce aș aminti, chiar un verset dacă îl citim dimineața atunci când mintea este limpede și până plecăm în alergarea vieții, să-l citim cu rugăciune și ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească. Un verset care poate pentru ziua aceea este foarte benefic sau pentru un lucru care îl avem de făcut în ziua aceea. Și doresc ca și vă îndemn să faceți lucrul acesta. Acolo pe cursuri am pus eu mai multe întrebări la final cu să completați, să notați și sperăm că pe viitor să găsim multe răspunsuri la întrebările noastre. Fiindcă chiar oamenii se întreabă zilnic cât mai durează pământul acesta, ce se întâmplă cu noi,
De ce atâta suferință? De ce atâta alergare, stres și alte lucruri? Și în Biblie găsim scris, găsim aceste răspunsuri. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și aș vrea ca să închei cu un Tatăl nostru. Cine dintre dumneavoastră dorește să înalțe un Tatăl nostru? Cine dorește? Luminița. Tatăl nostru.